dimineața, doamnelor și domnilor! Bun găsit la primele știri ale zilei! Vremea rea își face din nou apariția în județul Vâlcea. În mai multe comune a fost viscol și s-a pus un strat consistent de zăpadă, inclusiv în Râmnicu Vâlcea. Deși suntem aproape de jumătatea lunii aprilie, mai multe județe din țară se vor afla sub cod galben de vreme rece și ninsori. Vâlcea se numără printre aceste județe afectate de vremea neobișnuit de rece din această perioadă. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori însemnate cantitativ și intensificări ale vântului la munte, valabil de marți, 6 aprilie până miercuri, 7 aprilie. În urmă cu 23 de ani s-a mai înregistrat un episod de acest gen, iar în loc de primăvară, aprilie a adus zăpezi și viscol. Fenomenele meteo din aceste zile vor continua să se manifeste până la sfârșitul săptămânii. Conducătorii auto nu ar trebui să se grăbească să schimbe anvelopele. Date fiind condițiile rutiere, polițiștii le recomandă luarea măsurilor necesare pentru prevenirea incidentelor. Circulați cu o viteză care să nu depășească 30 de km în localități sau 50 de km pe oră în afara acestora, când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheață, zăpadă bătătorită, mâzgă sau piatră cubică umedă. Circulați cu o viteză redusă pentru a putea frâna în condiții de siguranță. Verificați și folosiți corespunzător atât sistemul de iluminare-semnalizare, cât și cel de climatizare și dezaburire pentru a vedea și a putea fi văzuți în trafic. Tot poți pătrunderi de aer rece, pătrunderi succesive de aer rece, nu doar în zona țării noastre, în mare parte din continent, doar extremitatea sudică și sud-vestică a fost ceva mai ferită, dar în rest au tot fost pătrunderi de aer rece, iar acest episod trece. Atenționarea expiră astăzi la ora 18, iar după aceea ar trebui să existe o ameliorare. Începând de sâmbătă, 10 aprilie, meteorologii anunță că vremea va reveni la normal. Medicilor de familie li se vor aloca vaccinuri anti-COVID-19 pentru a-și vaccina pacienții. Totuși, doar aproximativ 30% din totalul medicilor de familie din România vor participa la campanie și vor face vaccinări în propriile cabinete. În cabinetele medicilor de familie vor sosi vaccinuri în cazul în care poate fi asigurat lanțul de frig. Vaccinurile folosite vor fi AstraZeneca și Johnson & Johnson. Programările se pot face direct pe listele deschise la cabinete și nu prin platforma națională, iar vaccinările se vor efectua în afara programului de lucru al medicului de familie. Statistica arată că până acum doar aproximativ 30% din totalul medicilor de familie din România s-au angajat în această campanie și vor face vaccinări în propriile cabinete. Majoritatea medicilor de familie din județul Vâlcea sunt pregătiți pentru a contribui la campania de vaccinare. E normal, pentru că va fi de lungă durată, probabil va fi în fiecare an, și ca și vaccinul antigripal trebuie să intre pe rețea. Nu văd altă posibilitate. Eu am optat pentru vaccinare. Trebuie văzute circuitele și cabinetele medicilor de familie nu prea au spații corespunzătoare. Dacă este necesar, normal că aplic. Nu pot să mă opun la o campanie care este campanie pe țară, este hotărâtă de minister. Deci dacă ne dau vaccin și așa, eu nu mă opun. Da, deci eu i-am programat pe platformă. Au apelat la mine, mai ales cei în vârstă și care nu au abilități din astea. Și am programat destui. Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a precizat că 3028 de medici de familie din totalul de 10.490 au decis să participe la campanie. În momentul de față, locurile la terapie intensivă în județul Vâlcea sunt ocupate, iar autoritățile îndeamnă populația să se vaccineze pentru ca situația pandemică să rămână sub control. Comuna de Ești cheltuie sume mari de bani din cauza oamenilor care nu vor să respecte legea privind colectarea selectivă a deșeurilor. Primarul face apel către cetățeni să respecte acest lucru pentru a nu se ajunge la aplicarea de sancțiuni. Primarul Comunei de Ești și prestatorul de servicii de salubrizare urbane SAD doresc să găsească o soluție amiabilă la problema nerespectării de către o parte a cetățenilor a obligativității de colectare selectivă a deșeurilor. Nepăsarea câtorva locuitori ajunge să coste primăria de Eștiului aproximativ 25.000 de lei în fiecare lună, bani care ar putea fi folosiți în alte proiecte ale administrației locale. Tot gunoiul care este peste
cantitatea contractată de cetățeni și de instituțiile publice se facturează către primărie. Încă de la începutul anului 20 avem restanțe către operatorul de salubrizare, restanțe destul de mari pe care nu reușim să le acoperim pentru că nu este lună să nu ne vină 20-25 de mii de lei de plată pe lună, asta însemnând aproximativ 3 miliarde de lei vechi pe an. Este o sumă nu mare, ci foarte mare pentru bugetul nostru, care trenează. În loc să facem investiții pe care cetățenii le așteaptă, trebuie să plătim acești bani. În comună există 15 puncte de colectare selectivă a deșeurilor, însă pe lângă situația gunoiului aruncat la grămadă, deseori în pubele sunt găsite animale moarte și alte lucruri care nu au ce căuta acolo. Am amplasat în 15 puncte din localitate pentru selectarea gunoiului, pentru sticla la sticlă, hârtia la hârtie, petul la pet. Aici găsim pisici moarte, iezi morți, câini morți, găini moarte, fel de fel de gunoi, altele decât cele selective. De asemenea, persoanele beneficiare de ajutor social, care se ocupau în alți ani de curățenia comunei, își dedică acum tot timpul sortării deșeurilor. Toți cei care beneficiază de ajutor social, înainte mai curățau un drum, mai curățau stațiile de autobuz, acum fac un singur lucru. Selectează acest gunoi din acele binuri. Primarul face apel către cetățeni să respecte regulile de colectare selectivă. Altfel, va fi nevoit să aplice măsuri pentru identificarea și amendarea tuturor celor care nu au respect față de dăieștenii care își doresc o localitate curată și un mediu sănătos. Fac apel pe această cale la cetățenii localității Dăiești. Sunt banii dumneavoastră. Haideți să-i drămuim cum trebuie, să-i cheltuim pe ce trebuie. Pentru a se înțelege exact ceea ce este selectiv, se ridică gratuit. Primăria nu plătește absolut nimic. Pe când ce ridică operatorul, se plătește la kilogram. Să nu spunem chiar la kilogram, se plătește la tonă. Dar până la urmă orice kilogram contează pentru că sunt bănuții localității și acest bani trebuie cheltuiți pe investiții și pe altceva ceea ce trebuie în această localitate. Prestatorul de servicii de salubrizare urbane SA îndeamnă toți cetățenii să colecteze selectiv gunoiul. Acest aspect ajută la protejarea naturii prin conservarea resurselor. În acest fel se reduce consumul de energie și totodată scad semnificativ costurile. Condițiile necesare colectării selective există, iar dacă ignorarea regulilor continuă, rămâne doar soluția sancționării celor care nu respectă legea. Știrile au ajuns la final. Nu pierdeți matinalul Fii Antena. Urmează imediat. Rămâneți cu noi. O zi minunată să aveți. La revedere!